Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit la primul vlog de pe acest canal. De la prima zi de Comic-Con suntem aici pregătiți de eveniment, alături de Broș, aici pe stânga mea, nu știu dacă vedeți stânga sau dreapta, Envy, care a apărut și el acum în cadru, și Scaro pe zonă, pe care știți de pe Fortnite. O să vă prezint și camera, bine, camera așa puțin de început. Cam acesta este livingul după o noapte de, cum să zic eu, de somn. După o noapte în care au dormit băieții și că eu am dormit în camera cealaltă cu Envy. Cam așa arată, zici că arată după război, dar vreau să vă spun că e un apartament foarte mare. Aici se pregătesc băieții de eveniment. Și acolo, gen, am dormit eu, dar dacă o să intru, o să fie o mare dezordine. Deci doar să vă arăt așa în mare parte și cam atât. Era să uit, băieți, de această priveliște minunată pe care o are acest apartament. Uitați-vă, gen, cam cum se vede Bucureștiul de aici. Suntem la etajul 11 și o să vă arăt și pe partea dreaptă, că se vede, practic, nu știu de aici dacă se vede, dar o să vă arăt Catedrala Neamului, cea mai investită catedrală. Bun, și așa arată de la celălalt geam priveliștea, acolo pe fundal vedeți și Catedrala Neamului și Parlamentul. Deci, să vedeți cam cât de mare este această catedrală pe lângă Parlament. Cred că e cu mult mai mare, sincer. Nu știu, nu-mi dau seama, dar cam așa arată. Ia uitați după ce leneși așteptăm noi și ce metodă a găsit ca să-și usuce ciorapii. Încă suntem în întârziere și l-așteptăm. Cam așa arată și blocul în care, gen, în care stăm noi. Și cred că dintr-o dată o să se pună o ploaie frumoasă. Da, pentru că, da, exact, s-a întunecat dintr-o dată. Cred că au văzut oamenii pe Insta ce-a fost ieri. Și ieri a fost o problemă cu ploaia, ce e drept. Da. Am încurcat părțile. Da. Important e că e cald. A fost și ieri ok, nu pot zice nu. Doar că ne-a trebuit o barcă și niște vâzle ca să traversăm Comic-Con. Eu n-am apă până aici, zice că a fost ok. Ok-iuț, a fost ok-iuț, nu mă pot plânge. La temperatură-s de acord. Da. Se anunță o adevărată nebunie, băieți. Nu știu în ce măsură pot să filmez din interior, de acolo, de la Romexpo, dar cu siguranță o să pun momente. O să pun momente filmate fără muzică pe fundal, pentru că nu se aude absolut nimic. E o adevărată nebunie. Știu de ieri, pe lângă faptul că a fost problema cu ploaia care ne-a rupt în două. O ploaie? Nu, decât puțin, cât să mergem cu barca. Da, deci v-am zis, băieți, nu știu în ce măsură putem să filmăm cu vocea. O să încercăm. Da. Acum da, astăzi da, e ok. Deci nu știu în ce măsură putem să ne auzim, dar o să încerc să mă apropii de microfon ca să se audă ok. O să țipăm. O să țipăm la telefon ca nebuni. Da, încercăm. O să țipe alții mai tare. Putem. Dacă nu, oricum o să vă las cu momente de acolo, de la fiecare stand. Oricum, noi stăm la HyperX și la Lenovo. Mâine o să fie, de duminică. Probabil voi când vedeți vlogul ăsta o să fie două vloguri, două zile băgate într-unul, ca să nu mă prelungesc prea tare, n-am laptopul la mine să editez, n-am absolut nimic pe camera. Ok. Revenim la intrarea Comic-Con, cu nebunia de acolo.
Avem aici pe abonatul nostru care mi-a dat o cană, Robert. Nu știu de ce a adus această cană, dar în fine, mersi mult încă o dată. Da, deci a câștigat-o. Mersi mult încă o dată. Hai că avem și... Ia uite, avem Spike acolo. Fiți atenți aici, eu deschid. În premieră, dacă pică legendară, e un episod minunat. Nu, nu e absolut nimic. De că de fișe și pică legendară aici pe episod. Absolut nimic, dezamăgire totală. Dacă pică și pe aici pe episod. Mamă, ce merge mâna aici, nebun la cap. Și haide. E roz, hai mâncă. Și aici, din Bibu. Nu! Mamă, cât pe aici? Adevărată nebunie, nu știu ce măsură puteți să mă auziți, dar nu puteți să ne auzim, efectiv nu. Dar l-am luat aici pe soare. Mai încet. Eu sunt obișnuit să țin, dar voi nu știu dacă o să se audă. Da, nu se audă nimic. E o călăcie infernală, deci mai bine vă pun momente. Am ajuns și noi în sfârșit, băieți, n-am mai pus absolut nimic, gen, n-am mai continuat, cred că n-o să mai pun nimic în continuare acestui vlog. Cam asta e prima zi, am ajuns să stai aici alături de băieți, suntem rupți de picioare, am stat în continuu în picioare și nu, gen, n-am avut un scaun, am făcut poze în continuu. 8 ore, 10 ore, 8 ore. Da, exact, exact, și mai avem și mâine, gen, probabil că o să ieșim pe undeva mai pe seară, am vorbit și cu lecturatul și cu Bercea. Și cu mai mult și cu Body și Teo. Și dacă e, nu știu, probabil o să fac
Insta Story sau o să, gen, o să filmez. Vedem noi. Oricum, vlogul continuă.